Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la prognoza meteo. Vremea se va menține mai rece decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 13 grade, iar cele minime între 3 și 5 grade. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat azi o zi mai mult înnorată, unde maxima a ajuns la 11 grade în miezul zilei, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de 4 grade. Mâine, meteorologii anunță vreme cu temperaturi ceva mai calde în toate cele 4 orașe ale județului Sălaj. În Șimleul Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 12 grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea la 4 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 12 grade în miezul zilei, iar minima va coborî la 4 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde maximele vor atinge 12 grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea la 4 grade. În zilele care urmează, vremea se va încălzi ușor, astfel temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 16 grade Celsius. În cursul zilei de miercuri, maxima va atinge 12 grade în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea la 4 grade. Joi, vremea se va menține pe aceeași linie. Maxima va atinge 14 grade în miezul zilei, iar noaptea minima se va opri la 5 grade. Vineri, temperaturile vor crește ușor. Maxima se va situa în jurul valorii de 16 grade, iar noaptea temperatura minimă va coborî la 8 grade. Sunt Anca Olăhuț și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo puteți găsi și pe site-ul nostru www.sălăjanul.ro. La revedere!